local, bugetul municipiului Târgoviște. Sunt prognozate venituri de 253 de milioane de lei, mai mari cu 46% față de anul trecut, în condițiile în care sunt trecute aici fonduri europene de 6-7 milioane de euro. Avem prima observație, 6-7 milioane de euro fonduri europene este mult prea puțin pentru orașul Târgoviște, pentru nevoile de dezvoltare a acestui oraș. Și nu înțelegem cum de anul trecut au fost atrase de câte municipalitate mai puțin de 100.000 de euro din fonduri europene. Așa apare din buget. Vă spun sincer, am rămas uimit. Sunt sute de firme în Dâmbovița care au atras mai mulți bani europeni decât primăria Târgoviște. Nu vă mai spun de primăria Pucioasa, care este lângă noi, și unde am primit o informație că s-ar fi semnate în acest moment contracte de aproape 40 de milioane de euro fonduri nerambursabile. Și Pucioasa este cam de 5 ori, 6 ori mai mică decât Târgoviște. Alba Iulia, spre exemplu, m-am uitat puțin în statistici, în 3 ani de zile a atras 100 de milioane de euro. În 3 ani de zile. Și ne mai mirăm de ce orașe în Ardeal se mișcă atât de bine, se dezvoltă atât de bine comunitățile de acolo. Cheltuielile de personal. Primăria și instituțiile din subordinea primăriei au ajuns la 1.524 de angajați. Felicitări, cred că ușor, ușor o să ajungă primăria cel mai mare angajator din Târgoviște și poate și din Dâmbovița, dacă se chinuie puțin. Primăria directă are 171 de angajați cu o medie a salarizării de 7.300 de lei brut. Ceea ce, iară, o performanță. Nu cred că angajații obișnuiți au salarii foarte mari. Dacă media este așa, înseamnă că șefii au salarii foarte mari. Adică eu cred că e o chestie simplă. La secțiunea dezvoltare a primăriei, 200.000 de lei, adică 1% din total. La direcția de asistență socială au 800 de angajați, aproape cât o țelărie. La Crucea Roșie s-au dat 45.000 de lei, considerăm insuficienți pentru urgențele de acolo, pentru nevoile de acolo. Și aici cred că am putea să cerem și o dublare a sumei, ținând cont de nevoile, în primul rând, ale bolnavilor care văd în Crucea Roșie o ultimă speranță de ajutor. La învățământ, bugetați 48 de milioane de lei pentru 33 de unități de învățământ. Furnituri de birou, hârtie, papetărie, tonere și așa mai departe, 100.000 de lei. Cum să dai la 33 de unități de învățământ 100.000 de lei pentru așa ceva? Prea puțin. Aici ar trebui, cred că o să facem tot la fel o propunere, să dublăm această sumă. Asta o să cerem. Ce anume? Tonere, papetărie, hârtie. Păi de ce mai puțin dacă așa? Discutăm la sfârșit. Ca și comparație, la Direcția de Asistență Socială, pentru același capitol, au 80.000 de lei. Deci aproape cât cele 33 de unități de învățământ. Materiale de curățenie pentru cele 33 de unități, 200.000 de lei. Foarte puțin. Aici la fel, o să cerem o mărire. Cărți, publicații, 4.000 de lei pentru 33 de unități de învățământ. 4.000 de lei. Ce poți să cumpere de 4.000 de lei? Toate școlile, grădinițele. Aici o să facem o propunere, minim 100.000 de lei și cred că și acolo este prea puțin. Cred că trebuie înțeles că a investi în educația copiilor noștri trebuie să reprezinte o prioritate pentru societatea noastră și pentru orașul nostru. Să pregătim corect noile generații și să ajutăm profesorii să-și desfășoare activitatea într-un climat și într-un mediu corect și propice învățătorii. La capitolul cultură, recreere și religie, mi-a atras atenția Teatrul Municipal, cu un buget de 7.200.000 de lei.
Ca și comparație, grădina zoologică și complexul de natație au 6.500.000. Și cu toții știm cheltuielile dintre grădina zoologică și cheltuielile pe care le are complexul de natație. La teatru apar cheltuieli de 2.300.000 de lei, onorarii privind drepturile de autor ale regizorilor, materiale, decorațiuni și așa mai departe. Am dorit, și o să facem o solicitare în acest sens, să ni se detalieze exact cam cum au fost acești bani împărțiți anul trecut și cum vor fi împărțiți anul acesta. Să știm și noi ce regizori beneficiază de acești bănuți, cam care sunt sumele care merg. Dacă tot e vorba de o sumă atât de mare, 2.300.000 de lei. Printre spectacole, Hamlet, 50.000 de lei. Scufița Roșie, 100.000 de lei. Petrică și Lupul, 20.000 de lei. De ce este scufița atât de scumpă? Poate pentru că e roșie? 100.000 de lei. Adică mai mult decât Hamlet. Să supără Shakespeare pe noi. Ce faci? Că nu e ok. Crizantema de aur, 800.000 de lei. Și mă întreb, câtă lume mai merge la crizantema de aur? 2-3 zile de spectacole? Știm cu toții. Câți încap în sală? 180 de persoane. Zi în două zile, că merg 400 de persoane. 800.000 de lei. Mai mult decât bugetul pentru reparații, străzi, trotoare, acolo este 3.400.000 de lei bugetul pentru așa ceva. Pe tot anul, pentru reparații. Iar pentru centura orașului, ca și comparație, 500.000 de lei. Și dăm la crizantemă 800.000 de lei. Nu mai zic de ceea ce v-am spus mai devreme cu școlile, care au nevoie de finanțare și care 4.000 de lei pentru cărți. Orășelul lui Moș Crăciun, 280.000 de lei. Vi-l amintiți de astă iarnă, de la Crăciun, orășelul lui Moș Crăciun, cele, câte erau? Cred că erau 10 căsuțe de lemn și ne costă cam mult, zic eu. Apare aici ziua Europei, 55.000 de lei și mă întreb de ce nu este și ziua regelui. Eu știu că socialismul cu monarhia nu prea s-a împăcat, dar totuși e o reparație istorică și cred că ziua Europei trebuie să fie împreună cu ziua regelui. Aici o să avem iară un amendament. Cum vă spuneam, pentru reparația străzilor, 3.800.000 de lei. Cred că peste jumătate din comunele din România au un buget egal sau mai mare decât al primăriei Târgoviște pentru așa ceva. Asfaltări noi, 900.000 de lei. Este prevăzută o singură stradă, cea din cartierul CFR, care pleacă spre noul mall, care se va crea la un moment dat. Mi s-a spus că până în decembrie, cred că 2020 sau 2020 în varianta doamnei Dăncilă și cred că peste vreo 3 ani s-ar putea să avem și mall. E posibil. Și acum la capitolul transportului. Avem o problemă. În sensul că acum 3-4 luni am depus un proiect al Partidului Național Liberal prin care solicitam o modernizare urgentă a transportului public și atingeam acolo 3 puncte esențiale. Aceea achiziției a 4 minim 4 autobuze, crearea unor trasee speciale pentru elevi și studenți și gratuități pentru elevi, studenți și pensionarii care merg cu copiii să îi însoțească către școli. A fost votat în Consiliul Local, PSD-ul și-a asumat acest proiect, domnul primar l-a susținut, a venit într-o conferință de presă și a susținut și în acest moment suntem în situația că nu este bugetat nimic din ceea ce s-a discutat acum 3-4 ani și ceea ce s-a votat. Eu cred că astăzi în comisii mai avem o șansă să reglăm această treabă, pentru că nu îmi vine să cred că domnul primar sau consilierii local PSD nu o să-și țină angajamentul față de cetățeni, în principal, că nu e față de noi. Noi am venit cu un proiect de modernizare a transportului public. Ei au promis cetățenilor acest lucru. Și de aceea spuneam, o să așteptăm până după comisii să vedem ce decizii luăm în funcție de ce se hotărăște acolo. Ca să continui puțin, la lista de investiții apar 158.000 de lei căsuțe în Parcul Chindia.
Sunt căsuțele pe care le închiriază diversi comercianți și nu înțelegem de ce trebuie să dăm 158.000 de lei când se poate discuta cu comerciantul. Comerciantul poate să primească un anumit model de căsuță, să și-o achiziționeze, după care se scade din chirie și se ajunge la un model ca să facem o economie în bugetul local. Parcul Mitropoliei, din centrul orașului, 30.000 de lei. Și știm cu toții că Parcul Mitropoliei arată jalnic. Este abandonat, cred că de 3-4 ani de zile nu s-a mai făcut nimic acolo. De la trotoare până la pavarea, fântânile arteziene, nimic nu mai este în regulă. Și este parcul nostru din centrul orașului, parc prin care trecem cu toții. Și ar trebui să arate foarte bine. Parcul Gară, 7 milioane de lei. Enorm. În primul rând, de ce ne grăbim să facem parcul acela? Putem să-l facem în următorii 2-3 ani până să încheie mall-ul. În momentul în care terminăm și mall-ul, avem și parcul gata. Nu cred că e o urgență să facem acum. Iar banii aceia pot fi dirijați fără probleme către alte urgențe, inclusiv către autobuzele respective. Centura orașului, vă spuneam, 500.000 de lei anul acesta, bugetați. Ce să înțelegem dacă s-au bugetat doar 500.000 de lei? Că nu se mai face centura? Că proiectul nu mai este pe ordinea de zi? Că au probleme? Ne-au comunicat în decembrie că se va rezolva în ianuarie. Din ianuarie nu s-a mai comunicat nimic, până în aprilie. Așteptăm și aici un răspuns. Clubul pensionarilor s-au alocat pentru acest an 200.000 de lei. Dintr-un buget total de 800.000 de lei. Știm de la pensionarii care vin în cadrul Partidului Național Liberal că este nevoie de acest club. Este un loc de întâlnire, îl solicită și să știți că ne-au, organizația noastră de pensionari chiar ne-a rugat să insistăm pe acest proiect pentru a prinde cu adevărat aripi și a se finaliza cât mai repede. Considerăm că este oportun și ne-am dorit ca să creăm acest club al pensionarilor cât mai repede. Sunt pensionarii din orașul nostru care pot să se reîntâlnească, să se regăsească, foști colegi de muncă, vecini. Este un loc de recreere care trebuie creat pentru ei. 2.500.000 de lei se duc către terenul sintetic pentru antrenamente. Acum, noi nu avem stadion funcțional. Dacă, Doamne ajută, intrăm în prima ligă cu echipa de fotbal, nu o să avem nici măcar un meci pe care să-l desfășurăm în Târgoviște, că nu avem infrastructură, și facem un teren de antrenament la vreo 3 km depărtare. Cu toții știm că bazele sportive trebuie să fie integrate, adică zona de antrenament, terenul unde se joacă meciurile, zona de recuperare, întreaga bază logistică trebuie să fie acolo. Dacă o faci la 3 km, faci un teren de antrenament la 3 km și duci acolo echipa, după care o duci la stadion, după care o duci în alt oraș să desfășoare meciurile, cred că este total greșit. Pe de altă parte, ni s-a spus că vom avea un stadion nou. Așa ni s-a spus cu mult timp în urmă. În momentul de față, văd că facem doar un teren sintetic pentru antrenament. 2,5 milioane, foarte mult, ținând cont de acest buget destul de limitat. Pentru cantina socială, 19 milioane de lei cheltuieli, aproape 20 de milioane de lei. Și aici o să venim cu anumite cerințe, să știm și noi câți angajați sunt acolo și cam câte persoane beneficiază de acest ajutor prin cantina socială. Locuințe și servicii. Panele și piețe, 100.000 de lei. Păi știm cu toții cum arată piețele. Știm cu toții că de ani de zile cei care vând acolo spun că nu sunt conforme, că și-ar dori o modernizare a acestor piețe. Știm la ANL care sunt problemele. Și pe de altă parte știm că Primăria Târgoviște beneficiază de suportul unui guvern PSD, care ar trebui să-i ajute. Odată în proiectele ANL de dezvoltare, pentru categoriile de profesori, doctori și tineri. Și pe de altă parte știm nevoia orașului nostru de dezvoltarea acestor segmente.
100.000 de lei, nu cred că putem să facem mare lucru. Aici ar trebui, nu dublat, triplat, ar trebui în prima fază, după care, cu sprijin guvernamental, se treacă cu adevărat la dezvoltarea anelelor. La protecția mediului, salubritatea, aici cred că ar trebui să facem un pas în modernizarea. Avem 230 de angajați, mi se pare, la salubritate și cred că ar trebui făcut un pas în modernizarea acestui segment. Ar trebui achiziționate chiar și în leasing 2-3 utilaje care să curețe orașul. Trebuie să ne modernizăm. Da, sunt oameni care mătură, sunt oameni care strâng, sunt oameni care fac aceste lucruri manual. Dar sunt în ziua de astăzi echipamente care pot să o facă mult mai bine și cu costuri mult mai mici. Deci aici cred că ar trebui să mergem spre modernizare. V-am făcut o trecere în revistă a activităților și a bugetului primăriei și o să mergem în comisie de specialitate prin consilierii noștri astăzi și o să cerem prin anumite amendamente schimbări în cadrul bugetului. Principala schimbare și reparație cred că trebuie făcută în domeniul transporturilor. Acolo unde v-am spus, considerăm că este necesar să se implementeze acel proiect al nostru, cel de modernizare a transportului public local, cât mai urgent. O cer târgoviștenii, este o nevoie urgentă, nu cred că este suficient ceea ce au făcut, au preluat autobuzele acelea vechi, le-au curățat puțin. Într-adevăr, respectă traseele și orarele, ceea ce este foarte bine, dar autobuzele arată cum arată. Deci trebuie urgent achiziționate alte autobuze. Vă rog dacă sunt întrebări. Și dacă acest aspect va fi rezolvat, veți vota bugetul? Cu amendamente și cu acest aspect rezolvat, da, vom vota bugetul. Ați identificat și de unde să luați sumele să le duceți în... Păi cred că putem să ne uităm la crizantemă, la scufiță, la... sunt foarte multe. Ați făcut calculul care sunt costurile teatrului și care sunt costurile secției de evenimente? Pentru că sunt două lucruri total distincte când ați folosit cuvântul teatru. Este adevărat. Ele sunt cumulate, trebuiau prezentate separat, defalcat pe fiecare lucru în parte. A fost alegerea lor, da. Preia Teatrul Municipal, da. Toate aceste evenimente, da. Așa că își asumă și le integrează cu toate în același buget, astfel încât vor vădi târgoviștenii de anumite... Deci amendamentele veți veni exact, luăm de aici 100.000 și le ducem aici. Exact. Ca să nu fie niciun fel de discuție. Legat de clubul pensionarilor, ăia 200.000 de care ați vorbit, da. E pentru... Club nou să se facă sau pentru funcționarea celui de microunsprezece? Nu, pentru un club nou. Pentru un club nou. Pensiunea de micro 11, micro 12, micro 9, zona centrală. Nu o să meargă până în micro 6 să... Păi de-aia v-am întrebat. Da. Asta. Și au și identificat centrala din zona aceasta și mai este încă una la liceu. Ăsta trebuie să fie următorul care să fie făcut. Exact. Noi oricum o să facem un comunicat după comisie de specialitate prin care să vă informăm asupra ce s-a întâmplat acolo și ce decizii am luat. La ce oră sunt comisiile? La două. Dar de ce așa târziu noi, cu o zi înainte? Așa sunt făcute, pe repede înainte. De când tot discutăm noi de o jumătate de an, numai pe repede înainte sunt toate. Dacă nu accepte amendamentele, nu o să votăm bugetul. Nu o să votăm. Au majoritate. Bugetul va trece, dar pe de altă parte nu poți să votezi ceva care chiar nu e ok. Am întins o mână de ajutor cu AITT-ul, am zis haide să închidem acest capitol și să sprijinim modernizarea transportului public. Dar să ajungi în acest moment, să vezi că ei nu-și respectă nici măcar o chestie minimală. Și încă o dată, nu față de noi, ca Partid Național Liberal, față de cetățeni. Modernizarea nu o cerem noi. O cer cetățenii. Pentru că acele autobuze trebuie să fie în regulă. Modernizarea este urgentă. Nu mai e o chestiune de așteptăm încă un an. Mi s-a spus, vom avea autobuze ecologice în iunie. Prima oară mi s-a spus în martie. După aceea mi s-a spus în iunie. În momentul de față mi se spune în ianuarie. Păi dacă din ianuarie se transformă în iulie sau dacă se transformă în 2030, noi ce facem? Mergem tot cu autobuzele astea? Adică nu e o chestie serioasă. Și totuși nu-mi vine să cred că pleacă din partea lor în modul ăsta. Dar probabil că așa descoperim cum sunt partenerii noștri de dialog.
Vă mulțumesc! Mulțumim frumos!